Bun venit la un nou episod de la Podcast Laser. Astăzi îl avem ca invitat pe Andrei Gheorghe. Andrei, cred că ar fi bine să încep prin a te prezenta pentru cine nu te știe, deși ești destul de popular prin liceul nostru. Salutare și mulțumesc pentru invitație. Numele meu este Andrei Gheorghe. În primul rând sunt lazerist. Am terminat liceul Laser în 2009. În clasa a noua, în primăvara clasei a noua, mai exact în aprilie 2006, am înființat trupa de teatru PAS a liceului. Eram un tânăr boboc, impresionat de celebra sală de festivități din liceu, așa că m-am dus la doamna director și am întrebat-o foarte sincer și direct dacă m-ar lăsa să mă ocup de trupa de teatru a liceului. Habar n-aveam ce înseamnă lucrul ăsta și dânsa a spus fără nicio reținere, da. Și de atunci a început povestea mea cu teatrul aici în Laser. După absolvirea liceului am absolvit actoria la UNATC și am terminat masteratul de pedagogie teatrală în cadrul aceleași universități. Iar în prezent sunt profesor de actorie pentru copii și adolescenți. Lucrez cu copii de la 6 până la toată perioada de școlarizare, însemnând din clasa 0 până în clasa 12. Când ai descoperit pasiunea ta pentru teatru? Pasiunea pentru teatru am descoperit-o de mic. Părinții m-au dus foarte mult la teatru când am fost mic. Mă refer în jurul vârstei de 8 ani. Și ulterior, prin clasa 3-a, deci cam pe la 9 ani, am fost la un curs de actorie al doamnei Daniela Minoiu, de la care am învățat tot ce înseamnă teatrul și dânsa m-a ajutat foarte mult să mă dezvolt. Ulterior, la multe spectacole de teatru și așa mai departe până în prezent. În continuare sunt un spectator de teatru destul de însetat de tot ce înseamnă noile experimente, de tot ce înseamnă spectacole. Dar, ca să răspund întrebării concret, de la 8 ani, de la primele spectacole pe care le-am văzut. Cum a fost atunci când ai început să te ocupi de trupa de teatru? A fost dificil? A fost... La început eram doar doi membri, eu împreună cu un coleg, Victor Niculae. Am făcut un spectacol colaj după din piesele lui Ile Caragiale, așa cum știam noi, așa cum ne pricepeam noi la teatru. Mi-a fost ușor având în vedere că eram doar două persoane, dar în timp membrii trupei au fost din ce în ce mai numeroși. Și au început să apară provocări diverse, în special când sunt multe persoane în trupă, mulți membri, trebuie să ai grijă de fiecare dintre ei, să reușești cumva să lucrezi cu fiecare dintre ei, să-i dezvolți, și atunci apar provocări în funcție de numărul și de specificul celor dintr-o grupă sau din acela. Și după terminarea liceului, ai știut din prima că vrei să continui să te ocupi de această trupă de teatru? Da, am știut din prima. Acest lucru se datorează liceului, care m-a crescut și în acest liceu m-am dezvoltat enorm pe toate planurile și mi-am dorit foarte mult să-i ajut și pe alții să se dezvolte prin teatru și prin toată experiența acestui liceu. Consideri că oricine poate, deși nu la un nivel foarte înalt, să își dezvolte abilitățile acestea de actor prin teatru? Da, cred că oricine poate. Viola Spolin, o mare profesoară de actorie, spune că oricine vrea poate juca teatru și la teatru învățăm prin experimentare și nimeni nu învață nimic pe nimeni. Da, cred că oricine poate, trebuie doar să accesăm în noi acele zone care ne deschid în fața celorlalți. Cu toții știm că teatrul are beneficii reale în educația oricărui copil, așadar încurajez pe oricine să,
să meargă la cursuri de actorie pentru că este cel mai bun mod de a te dezvolta personal, indiferent de ceea ce vei face mai departe. Înainte să te ocupi de trupa de teatru a liceului, mai fusese prezentă înainte actoria în Lazăr? Actoria în Lazăr are o tradiție veche, să spun așa. Din informații pe care eu le am, trupa de teatru din Lazăr a fost coordonată de celebrul actor Petre Gheorghiu al Teatrului Bulandra. Asta se întâmpla undeva în jurul anilor 60. Din acea trupă de teatru au făcut parte Florian Pitiș, Janin Savarache, Valeria Ogășanu, Rodica Popescu-Bitănescu. Ulterior, după anii 90, trupa de teatru a fost coordonată de actorul Andy Vasluianu și Oana Răsuceanu. Apoi știam că și Cristina Deleanu, actrița Teatrului Național, s-a ocupat după Andy Vasluianu de trupa de teatru, dar atunci când am venit eu în clasa noua, nu exista nicio trupă de teatru a liceului. După ce elevii fac parte din trupa de teatru, cu ce abilități ai vrea ca ei să rămână? Ce ai vrea ca ei să învețe pentru viață? În primul rând, să fie mai sigur pe ei și să aibă încredere mai mare în ei. Asta ar fi principalul lucru. Noi lucrăm memoria, atenția, gândirea, imaginația, lucru în echipă, să lucreze mai bine în echipă, să îl asculte mai mult pe celălalt, să fie mai, să scape de sentimentele negative, să fie mai liber când vorbesc în fața unui public și, bineînțeles, să devină spectator de teatru cu un ochi avizat. Acum că am trecut cât de cât și la partea asta cu spectacolele de la teatru, care sunt trei spectacole care consider că te-au influențat pe tine sau care ți-au plăcut ție foarte mult? O întrebare foarte bună, nu m-am gândit niciodată la lucrul ăsta, dar o să merg după instinct, pentru că așa suntem noi învățați la teatru, să mergem după primul impuls. Un spectacol care m-a influențat enorm și care mi-a plăcut și din păcate nu se mai joacă a fost la Teatrul Bulandra, Încopați-mă pe după plintă, în care juca doamna Mariana Mihuț alături de Marian Râlea. M-a influențat enorm. O să spun un alt spectacol pe care îl țin minte pentru că l-am văzut de vreo 8 sau 9 ori. Era un spectacol a Teatrului Țăndărică și datorită acelui spectacol eu m-am apropiat de teatru, era vorba de Pinocchio în regia lui Cristian Pepino. Cristian Pepino, un mare profesor de păpuși și marionete, tot lăzărist. Și, mă rog, mi s-a părut amuzantă întâmplarea atunci când am aflat că este și el lăzărist. Un alt spectacol care mi-a plăcut enorm, tot de la Teatrul Bulandra, ar fi Unchiul Vanea, în regia lui Iri Crodonski, în care jucau Horațiu Mălele, alături de domnul Victor Ebenciuc, de doamna Mariana Mihuț. Un spectacol de adevărat. Un spectacol de actorie adevărat. Acum încă o întrebare care mie mi s-a părut mai interesantă. Dacă ai putea avea ocazia de a juca un personaj în orice spectacol ți-ai dorit tu, care ar fi acel personaj și desigur de ce? Înainte de a răspunde la întrebarea asta, aș vrea să spun că de mulți ani am abandonat gândul actoriei și nu mai gândesc deloc în direcția asta. Pot să spun doar ce personaje îmi plăceau pe vremea când mă gândeam că o să mai fac meseria aceasta. Mi-ar plăcea să joc foarte mult personajul lui Miroiu din Steaua fără nume, de Mihai Sebastian, care cred că mi s-ar potrivi. Mi-aș fi dorit foarte mult să joc într-un musical, dar nu am abilități muzicale, deci cu siguranță că nu aș juca niciodată în
într-un spectacol de genul acesta. În Miroiul din Steaua fără nume aș juca pentru că mi se potrivește, cred eu, este asemănător structurii mele din multe puncte de vedere și m-a emoționat foarte tare povestea din piesă. Vă recomand să o citiți în cazul în care nu ați făcut-o. E o piesă minunată, cum de altfel sunt toate piesele scrise de Mihai Sebastian. Ai avut de-a lungul carierei tale actori sau doar persoane, nu neapărat din domeniul acesta, pe care le-ai admirat, pe care le-ai considerat un fel de modele în viața? Sigur. În primul rând, mentorul meu, să spun aici, în pedagogic și al mentorul trupei de teatru este doamna director Ionela Neagoie, un om care mi-a acordat încredere și a fost mereu alături de mine cu sfaturi și cu tot suportul pe care dânsa îl poate avea. Au mai fost profesorii mei din facultate, Doroana, Paul Chiribuță, Olga Delia Mateescu, de la ei am preluat practic tot ceea ce știu acum. Am avut norocul să fiu la clasa unor profesori care au fost dedicați și foarte serioși. Au iubit rigoarea și disciplina, iar acest lucru cred că m-a ajutat și pe mine și la rândul meu și pe mine și eu iubesc tot ce ține de disciplină, de aceste reguli care ne țin aproape și care sunt atât de simple uneori, dar fac diferența într-un grup. Și bineînțeles părinții mei care m-au susținut și care mi-au fost alături, așa cum nu mulți părinți sunt acum, atunci când vine vorba de alegerea acestui drum atât de anevoios și plin de obstacole cum este teatrul. Mulți oameni consideră meseria de actor sau de profesor de teatru sau orice ar avea legătură în principiu cu domeniul acesta una destul de riscantă. Tu ești de acord cu această afirmație? Nu știu exact ce aș putea să răspund la întrebarea aceasta. În primul rând că depinde foarte mult de întâlnirile pe care le ai, de șansa pe care o ai. E o meserie care se bazează mult pe noroc, șansă și întâlniri, dar până acolo cred că este importantă atitudinea ta față de tot ce înseamnă această artă, comportamentul, munca, seriozitatea. Lucrurile acestea, dacă le ai, vor face o diferență între tine și alți candidați. Iar mai departe, dacă ai norocul și șansa de a prinde anumite proiecte, tot de tine depinde cum vei reuși să vezi acel succes pe care îl vei avea și tot ce poate porni de aici. Și acum o ultimă întrebare care se leagă decât și cu cea din urmă. Ce valoare crezi că, sau ce calitate crezi tu că ar fi cea mai importantă pentru un actor? Disponibilitatea. Disponibilitatea înseamnă curaj și înseamnă deschiderea de a te juca. Până la urmă, teatrul este un joc. Și talentul, cred că asta înseamnă acea disponibilitate de a te juca fără a fi, fără o reținere, fără a fi privit. Cred că asta e principalul lucru, principala abilitate, să spunem așa. Păi, asta a fost și ultima întrebare. Îți mulțumim că ai venit. Și acesta a fost episodul de Podcast Laser. Ne vom vedea în curând.